Legat de oamenii care spun că generația mea nu se lipește nimic de ea, hai să ne gândim așa un pic. Generația mea are acces la internet, are acces la cea mai mare enciclopedie care a fost vreodată, internetul. Poate să vadă documentare, poate să vadă o grămadă de lucruri care, din care poți învăța vizual, auditiv, cu animații 3D. Adică te uiți la niște documentare acum pe Netflix, sunt extraordinare, prezintă informația într-un mod extraordinar. Și tu te uiți la alea și după aia te duci la școală, unde vezi că se întâmplă același lucru de 100 de ani, o tablă și un pix. Eu militez pentru treaba asta. De ce nu folosim și alte lucruri în școală? De ce nu folosim proiectoarele alea? Majoritatea claselor au proiectoare pentru a arăta niște imagini. Dar poți să iei, nici nu trebuie să reproducă ministerul, poți să iei niște documentare de pe Discovery, poți să arăți la anatomie niște lucruri foarte interesante cu proiectorul ăla. Altfel memorezi. Memoria vizuală este fascinantă. Altfel poți să înveți când vezi cu ochii tăi cum a arătat bătălia aia, când vezi cum arată sistemul nervos, când vezi toate lucrurile astea vizual. Așa, ai niște manuale rupte cu niște poze care nici nu se văd clar, murdare, mizerabilă. Cine vrea să deschidă un manual vechi de 4 ani? Exact, cine vrea să deschidă manualul ăla? De plăcere, pentru că în momentul în care tu ești obișnuit cu digitalizarea de astăzi, tot timpul pe net, vezi lucruri într-un anumit fel și într-o dată îți dă cineva o carte care este în ultimul hal și care multe dintre manualele astea sunt făcute pe niște aranjamente și pe asta e alt subiect și cred că vizează nu doar incompetența, ci și cu erori. Foarte multe erori.